Prețurile la combustibil bat record după record. Pentru prima dată în Republica Moldova, gazul metan este mai scump decât benzina și motorina. Astfel, dacă până acum o mare parte dintre șoferi alegeau să-și alimenteze automobilele cu gaz, în prezent acest tip de combustibil nu mai este atât de atractiv. Mulți automobiliști au început să renunțe la alimentarea cu gaz metan, optând pentru benzină. La stațiile alimentare, prețul la gaz metan este de 28 de lei. Astfel, a devenit mai scump decât benzina și motorina. Șoferii spun că această scumpire le golește buzunarele. Și toți au afectat. Desigur că toți acum se alimentează cu care la motorină, care la benzină, dar asta, cum se numește metan, gata, nu vine nimeni. Rar cine vine, de tot. Nu vine nimeni. Și nici nu va veni. Pentru că 28 de lei sau 30 de lei n-are niciun sens. De-a mă pui benzină și mergi. Cei mai afectați sunt taximetriștii. Ei spun că dacă situația nu se va ameliora, inevitabil se vor scumpi și călătoriile cu taxiul. Pentru noi ca taxiști, o leacă cam nu-i chiar convenabil, fiindcă prețul la clienți trebuie să mărim noi, dar până când rămâne tot același. Nu, în finish, nu-i chiar bine, dar și putem să facem noi. Alte ieșire noi. Nu înlocuiți cu benzină sau? Tot că l-am la aceea și iese. Turnăm de 350 gaz, turn benzină 400 de lei și tot așa la kilometraj mergem. Tehnica e dotată pe metan, de a merge pe metan, că s-o preface în benzină, de a te costă iar bani. E foarte cum, schimbă documentat, schimbă tot, așa că mergem pe metan, cam e tot aceeași sumă, cam ca pe benzină. Compania Transautogaz a anunțat că motivul scumpirii este majorarea continuă a prețului gazelor naturale comprimate. Amintim că ultima scumpire la prețul de vânzare a gazului metan a avut loc la începutul lunii septembrie.